Și este datoria tuturor creștinilor să evalueze, dar este datoria prezbiterilor, într-un mod special, să spună la un moment dat: Asta este o învățătură fundamentală. Nu ne permitem să nu spunem nimic despre această deviație extraordinară. Cred că este foarte important să vorbim despre cum identificăm prorocii mincinoși, impostorii în societatea contemporană, în biserică. Datorită faptului că avem o sumedenie de avertizări în Sfânta Scriptură, chiar din perioada apostolică, chiar înainte de uh, apostolul Domnul Isus Hristos însuși, ne-a avertizat că vor veni mulți proroci mincinoși, mulți cristoși falși, și cred că este uh, imperios necesar nu doar să-i cunoaștem pe aceștia, ci și să învățăm cum să ne depărtăm de ei, să-i ocolim și chiar să fim de folos altora în a-i feri pe alții de acești proroci mincinoși. Dar primul pas este să identificăm. În perioada apostolilor, când canonul Noului Testament nu era definitivat, și să presupunem primea o singură epistolă și ți se dădeau anumite indicii, poate nu aveai o imagine de ansamblu prin care puteai să-i vezi, să-i depistezi, să-i detectezi. Dar aceștia erau peste tot. Motiv pentru care uneori poți rămâne cu senzația citind epistolul lui Pavel, că Pavel era destul de mult axat pe a corecta o grămadă de erori, de erezii, de doctrine false și așa mai departe. Că avea în cuvintele unora de astăzi ceva personal cu prorocii mincinoși. Și cred că avea ceva personal cu ei, pentru că prorocii mincinoși au atracția, zona atractivă spirituală pentru prorocii mincinoși este biserica. Satana, într-adevăr, ține lumea în amăgire, dar el răcnește ca un leu ca să smulgă din interiorul comunității creștine oameni, să-i amângească dacă pe oamenii mântuiți nu poate să-i răpească într-un anume mod încât ei să-și piardă mântuirea sau să-și rateze viața veșnică, cel puțin le distruge viața spirituală pe o perioadă, pe un segment anume de timp. De aceea este foarte important să luăm canonul Noului Testament într-un mod special, dar nu doar canonul Noului Testament, ci și Vechiul Testament, și să ne creonăm în linii mari cum arată un proroc mincinos. Ai un, două, cel puțin două pasaje clasice, Matei 7, și doi pentru doi, care ne dau detalii foarte precise, foarte exacte despre prorocii mincinoși, despre învățătorii falși. Ei sunt numiți în multe feluri în Biblie. Și întotdeauna limbajul este foarte abraziv, foarte aspru împotriva lor. Pentru că Biblia nu vorbește despre ei ca despre niște oameni care pur și simplu au fost înșelați de altcineva și ei vehiculează sau vocalizează erorile lor către alții. Nu, ăștia sunt oameni. În fierat spune Biblia, cu fierul roșu în însuși cugetul lor, sunt oameni amăgitori, sunt oameni răi și așa mai departe. Domnul Iisus zicea în Matei 7 că în ziua aceea pe mine mă fascinează, într-un mod negativ, mă afectează profund când Domnul spune că ei vor veni în ziua aceea și îmi îi vor zice tupeul lor, obrăznicia lor, impostura lor, vin și spun Domnului, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău și -o spune, mulți vor veni în ziua aceea. Deci Biblia nu prezintă ca și cum ar exista doi, trei aici, colo, indivizi care spun niște erori sau chiar erezii grave. Nu. Biblia spune că vor veni mulți proroci mincinoși. Mulți învățători falși. Ei mulți. Pavel zice, foarte interesant la un moment dat, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Asta este Asta este realitatea în care trăiau oamenii în secolul I. De ce am crede noi că în absența apostolilor, care aveau o autoritate specială, în absența unor oameni care puteau să descopere pe față, în timp real, să zic live, uh, ereziile, erorile, cu o precizie infailibilă, pentru că erau inspirați direct de către Duhul Sfânt, de ce am crede noi că astăzi, în absența lor, acești proroci mincinoși au dispărut. Impostorii nu mai sunt. Gata, e liniște și pace fiecare. Știți cum? Impostorii foarte mult se ascund sub expresiile, lozincele pe care noi le spunem în continuu în biserică. Fiecare cu învățătura lui. Fiecare biserică se rămâne cu doctrina lui. Sau zice, asta este interpretarea ta. Pe vremea lui Pavel, Pavel a fi spus asta este erezia ta, asta este erezia ta, asta este erezia ta, asta este impostorul cu tare, impostorul cu tare, impostorul cu tare. Dar noi, sigur, trebuie să avem o anumită colaborare cu cei care sunt suficient de apropiați de noi în și sigur că ei nu sunt impostori. Dar liniile de demarcație trebuie trase undeva. Și aș spune că sunt câteva trăsături generale. Unu, trebuie să te uiți la caracterul acestor oameni. Doi pentru doi vorbește despre oameni care momesc femeile ușuratice, care se strecoară, care se duc la mesele lor de dragoste, care se îmbată, care le scapă ochii de prea curvie, care sunt lacomi după câștig. Deci sunt niște trăsături mari de caracter care se văd, care sunt vizibile, care sunt publice. Și oamenii, în general, nu doar creștinii, au un miros, un miros dezvoltat, unii ori necreștini, și simt ceva în neregulă cu omul ăla. Deci trebuie să, practic, ce trebuie să faci? Du-te la cuvântul lui Dumnezeu, citește pasajele clasice care descriu învățătorii falși, prorocii mincinoși, Hristos și falși și așa mai departe și scrieți pe foaie dacă este necesar. fă o listă cu caracteristicile lor fundamentale, comportamentele lor, deviațiile lor, da? Du-te întâi la caracterul lor. De asta, în contrast, prezbiterul în Noul Testament, păstorul, episcopul, calificările lui principale nu sunt carisma lui, intensitatea fenomenului miraculos în viața lui? Nu. El spune tot lucruri de caracter. Lucruri de caracter în viața lui, în familia lui, personal, în relația cu ceilalți oameni, mărturia. El poate să aibă carisma carismelor, poate să facă în fața ta să coboare foc din cer, exact ca în Apocalipsa. Domnule, dacă el nu este un om de caracter, nu am nimic de ascultat de la el. Pentru că nu are cum vedeți despre prezbiterial să spune, să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Cugetul contează. De ce? Pentru că mai devreme sau mai târziu, cugetul pervertit va strica învățătura care este acolo. O va perverti. Și el poate va fi foarte alunecos, foarte încetul va devia. Poate la început va avea doctrina curată, aderă la mărturisirea de credință a cultului sau a dominației sau a bisericii. Zici, totul este în regulă cu el. Acum, dacă el nu este un om de caracter, el încet, încet va strica doctrina. Deci te uiți la caracter, al doilea lucru, te, te uiți la doctrină. Trebuie să vezi învățături. Sigur, nu intrăm în detalii particulare, secundare. Tot cuvântul Dumnezeu este infailibil, este important, dar nu este la fel de important sau cu la fel de mare impact în viața practică. da. Și atunci trebuie să te duci în învățăturile fundamentale și să vezi dacă omul are abateri. Și Pavel spune, de exemplu, în 1 Timotei 4, Duhul ne spune lămurit că în vremurile din urmă unii oameni vor fi abătuți de alți învățători mincinoși și se vor lepăda de credință, se vor alepi de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Pe draci nu-i vezi, dar învățăturile lor le vezi. Și spune, în situația ei negau căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Și deci, așa de grav că ei era grav pentru că ei atentau la ordinea creației lui Dumnezeu. Și spune pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Deci Pavel, dacă... Din nou, ar merita făcut un studiu pe Scriptură și notat care sunt învățăturile fundamentale care erau negate în secolul I. Pentru că să știi, diavolul nu este chiar atât de inventiv și de creativ cât ni se pare nouă. El tot ambalează mizeria în generații după generații puțin diferit uite deja negarea Dumnezeului lui Hristos. Faptul că ei se folosesc de alte expresii, tot acolo ajungi. Este aceeași eroare, aceeași învățătură. A fost rezolvată și definitivată. O formulare atât de bună, nu mai există altă mai bună, n-am citat alta mai bună, ca uh, în crezurile clasice pe care noi toți creștinii le susținem. Da? Deci asta spune caracterul și apoi doctrinele fundamentale. Du-te în scriptură și uite-te la scriptură. De fapt, despre asta vorbim. Scriptura este suficientă pentru a afla cine este impostor, cine este învățător mincinos, cine are trăsăturile, caracteristicile, tendințele unui, uh, unui apostat. Cred că ăsta este drumul pe care noi toți trebuie să-l parcurgem și este foarte interesant în Biblie. Că apostolii și Domnul Iisus Hristos n-au spus prezbiterilor să evalueze. Evaluarea trebuie făcută de către toți. Da? Ca și credin... Noi tot lăudăm credincioșii din Berea, până ajungem la situația practică. Zice, dar mă judești tu pe mine? dar trebuie să ne suportăm. Să... Este un loc pentru noi toți în creștinism. el well, da, în creștinism poate să existe în piața asta mare de idei religioase, poate să existe. Da? În academie sau la o dezbatere poate să vină să discute un eretic cu un creștin adevărat, un apostat cu un creștin adevărat. Da? Un conservator cu un liberal. Și este datoria tuturor creștinilor să evalueze dar este datoria prezbiterilor într-un mod special să spună la un moment dat asta este o învățătură fundamentală. Nu ne permitem să nu spunem nimic despre această deviație extraordinară. Și uite în ce lume am ajuns. Dacă erai păstor în secolul I sau prezbiter, îți protejai biserica ta locală și ai încheiat discuția. Aveai grijă, dar vezi, ei se vârau prin case, zice, momeau. Trebuia să vechezi asupra caselor. Trebuia să, să știi că a vizitat altcineva casa cuiva. Știi? Și noi avem expresiile astea, lor noastre, nu te băga în casa mea. În creștinism nu există așa ceva. Sigur, nu intrăm în treburile tale particulare, dar în chestiuni de doctrină, de trăire și așa mai departe, nu poți să spui lucrul acesta. Ei, acum avem membrii bisericile noastre care ascultă online. Sunt branșați toți la spațiu virtual. Și atunci tu nu poți să spui, eu nu spun nimic, nu vreau să spun, știi, nu vreau să spun numele nimănui, nu vreau să spun nicio eroare, vreau să mă retrag, să-mi văd de turma mea turma ta este online. Nu este doar, turma ta nu este doar la biserică, duminică, două ore, sau cât aveți voi acolo, o oră jumate unii. Ei, unii dintre ei ascultă mai mult online. Și dacă tu nu ai o voce clară în interiorul bisericii, în grupurile mici sau în spațiile în care tu ai influență, dacă nu cred că toți trebuie să fie online, dar dacă nu știi ce se întâmplă, ce se vehiculează, Pavel știa, ăsta e un lucru extraordinar la Pavel, Pavel știa peste tot, deși nu era prezent peste tot, când era prezent, el știa ce erezi în Colose, Cerezii erau un Efes, cerezii erau un Galate, dar știa, știa, știa oameni. Uneori le spune pe nume. Uite, știu, ăștia sunt reprezentanți la învățăturile astea eronate, care negau învierea și așa mai departe. Și amendează. De ce? Pentru că erau prezenți acolo și uite, suntem după 20 de secole de creștinism, nu, știm numele lor. Avem și situații în care ne spun principiile după care îi putem depista, avem și situații în care Pavel spune, ăștia trebuie numiți. Ăștia trebuie identificați, trebuie izolați. Pe Pavel asta face, îi izolează. Îi izolează de bisericile Domnului Isus Hristos. Și unii zic, unii zic, păi hai să ne vedem fiecare de denominația noastră. Eu sunt de ăla la carismatic, ăla creștin, pe vainele, ăla adventist, ce este fiecare, ăla din beră, ăla nu știu ce. Hai să ne vedem fiecare. Oare Pavel ar fi acceptat o asemenea împărțire? Eu cred că există o anumită, anumite beneficii ale denominațiilor, ale asocierilor de biserici. Există anumite beneficii. Dar, la urma urmei, noi suntem creștini. Eu, în primul rând, sunt fratele unui alt frate care este pentecostal. În al doilea rând, el este pentecostal. În primul rând, el este fratele meu în Domnul Isus Hristos. Nimeni nu mă poate opri pe mine ca să discut cu el. Nimeni nu mă poate opri pe mine la o părteșie cu frate creștin pe Evanghelie sau baptist și așa mai departe, care știu că este creștin pentru că are dovezele că este creștin și din crezul lui și din trăirea lui. Ca cineva să mă poată limita pe mine denominațional sau cultic și să spună nu poți să ai tangență cu nimeni, nu poți să ai legătură cu nimeni, nu poți să spui că noi avem o învățătură greșită. Nimeni nu poate să mă oprească de la lucrul ăsta. Cât timp eu pot să deschid Biblia și să spun biserica din Corint nu era împărțită. Denominația lui Apollo, cultul lui Pavel și secta lui Petru. Nu! Și unii care ziceau, noi suntem a Domnului Isus, noi suntem mai grozavi. Nu! Nu puteau fi împărțiți. Nu avea voie să fie împărțiți. Pavel tocmai asta spune. Nu se deci, din nou, eu nu vorbesc acum împotriva împărțirilor denominaționale, dacă dacă sau nu, e altă discuție. <coughs> Ci spun că noi suntem de foarte multe ori presați ca să nu spunem nimic despre impostori, despre eretici, la proprii eretici, nu oameni care sunt eronați. Și aici ar fi o distinție pe care aș vrea să o precizez, cred că e foarte importantă. Există o diferență foarte mare între încredințări între încredințări greșite, între erori și erezii. <coughs> Încredințele greșite sunt dacă tu crezi că nu trebuie să mănânci carne. Deloc, niciodată. Eroarea este un lucru din cuvântul lui Dumnezeu, dar care nu are un impact puternic asupra vieții tale. Erezia este negarea unei învățături fundamentale a cuvântului lui Dumnezeu, care va avea un efect devastator în viața ta personală, în familie, în biserică, poate și chiar în societate, în mărturia bisericii. Deci noi trebuie să facem distinție între categoriile astea. Albert Moller spunea la un moment dat, trebuie să fim capabili să facem un triaj teologic. Triajul teologic nu înseamnă că spui, doctrinele astea nu sunt importante. Toată Scriptura este importantă, este infailibilă, este fără greșeane, este inspirată de la Duhul Sfânt. Dar nu toate. Vezi și Pavel spune, în celelalte vă va lumina Dumnezeu. Lasă că pe voi vă... veți înțelege și lucrurile acelea. Găsește la un moment dat inadecvat să petreacă timp și să consume energie pentru anumite lucruri, pentru anumite învățături. Da? De asta trebuie să facem triajul teologic ca să nu ajungem cum se poate ajunge în situații în care spui, păstorul meu este eretic. De ce? Pentru că la noi a hotărât să dea în pandemie cina cu păhărele. Oh! Stai puțin, e eretic? Eu nu mă mai duc la biserică acolo. De ce? Pentru că nu ia, pâinea, nu ia la cina Domnului pâinea cu o azimă. Știi că au fost discuții. Stai puțin. Știi? Deci este erezie. Spune că e erezie. Aceeași persoană este erezie dacă ia pâinea dospită cu aluat, dar nu este erezie când a spus că Dumnezeirea l-a părăsit, a ieșit din Hristos la cruce. Avem o problemă aici, știi? Deci, a, nu, hai că o rezolvăm, n-a ieșit. E ca și cum ar fi o, o chestie, dar să nu pângărim noi masa Domnului. Stai puțin. E o problemă, înțelegi? Deci trebuie să fim capabili și să ne învățăm <coughs> Întâi, pe cei din familiile noastre, să învățăm pe cei din biserică, dacă avem o funcție de autoritate, să facă triajul acesta teologic, ca să nu se fractureze la orice lucru, ca să nu ajungem să strigăm unii la alții că suntem niște eretici, dar niște apostați și niște rătăciți, doar pentru faptul că avem distinții teologice între noi. Și distinții, poate, la nivel practic. Cred că este foarte important, importantă distinția asta. Din nou, m-aș întoarce puțin la ce a spus Domnul Iisus Hristos uite una din caracteristicile, pe lângă doctrină practică, este modul în care lucrează oamenii ăștia în lucrarea Domnului. uite cu ce să laude ei. N-am scos noi dragi. N-am făcut noi multe minuni. Noi. Și vezi, ei mulți. Sunt mulți. Suntem mulți, domnule. Dacă suntem mulți, înseamnă că e bine. Uite, fenomen miraculos aici. Înseamnă că este în regulă. Eu cred că Dumnezeu face minuni. Dar nu ți se pare interesant că trăim într-o piață religioasă în care cultele sau denominațiile principale din țara noastră, cele tradiționale, au aceleași pretenții pe care au început să le aibă unii din bisericile evanghelice. Aceleași pretenții. Sigur, ei nu sunt cu moaște. Dar în realitate, dacă te duci în spate, spun, noi avem adevărul de ce? Pentru că la noi se întâmplă. Se întâmplă niște lucruri, domnule. Se întâmplă niște lucruri. De asta reformatorii, când au venit, au lovit foarte puternic în toată idolatria asta legată de fenomenul miraculos, legat de moaște, de icoane, de stâlpi, de statui sfinte, pelerinaje și așa mai departe. Au lovit cu o forță inimaginabilă. Sigur, au existat excese. Au existat excese, fără doar și poate. Dar au lovit de ce? Pentru că au identificat acolo o sursă de rătăcire. Pentru că zice, Dumnezeu îi avertizează, dacă va veni un proroc la tine prin Moise și va face un semn care se va împlini, dar îți va spune, hai să ne chinem altor Dumnezeu. Păi ne-am făcut semnul și îi spune să nu te duci. Că ești un proroc mincinos. Să nu te duci după el. De ce? Pentru că revelația anterioară pe care ți-a dat-o Dumnezeu este standardul după care evaluezi ceea ce face omul ăla. Nu are cum ce să adaugă revelația. Și nu e terminat, era terminat canonul pe venalul Moise. Revelația ulterioară nu are cum să nege revelația anterioară. Ea se construiește pe revelația aceea. Este verificată de revelația anterioară. Și principiul acela a rămas valabil până în vremea de astăzi. Indiferent de ce ar face cineva. De ce avem Apocalipsa? De ce avem 2 Tesalonicen 2? În care ni se spune anticrist că va veni cu semne extraordinare, semne minuni, puteri mincinoase. Îți folosiți aproape aceiași termeni care descriu lucrarea apostolică a fenomenului miraculos, doar că sunt mincinoase, amăgitoare. Se va da pe sine drept Dumnezeu. Se va prezenta ca Hristos. Uite, nu fac eu minuni. Va solicita închinare. Exact cum a primit Hristos închinare. Deci va fi o pervertire a Domnului Isus Hristos. De deci, ce vezi, dacă noi nu suntem satisfăcuți cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu suntem satisfăcuți în suveranitatea lui Dumnezeu cu felul și măsura în care Dumnezeu vrea să intervină miraculos. Eu cred că Dumnezeu intervine miraculos. Eu nu cred că există creștin care se poate spune Dumnezeu nu mi-a răspuns niciodată miraculos. Nu cred cred că dacă are câteva săptămâni de trăire cu Dumnezeu, îți va părea o grămadă de lucruri miraculoase. Uneori și lucruri care nu sunt miraculoase, îți se vor părea miraculoase. Orice creștin are o relație cu Dumnezeu, o experiență cu Dumnezeu și va experimenta lucruri inexplicabile. Dar una este să spui, eu sunt adevărat, lucrarea mea este adevărată, ce spun eu trebuie luat pe cuvânt pentru că, uitați ce am făcut. Și spui, "Vino puțin să analizăm puțin mai bine. Nu! Hulești pe Duhul Sfânt. Well, Ioan spune așa, Fraților, cercetați duhurile să vedeți dacă vin de la Dumnezeu. Că și-au ieșit mulți creștini în lume. Deci pare că Duhul Sfânt nu este teamă să fie cercetat. Ci din potriva atunci când Duhul Sfânt este cercetat, El este bucuros. El găsit se odihnește peste oamenii care fac lucrul acesta, dacă o fac dintr-o motivație corectă, cu un Duh corect. De ce? Pentru că atunci se va vedea că El este adevărat acolo sau acolo. Sau când Duhul Sfânt, când este cercetat, va străluci cu puterea lui, cu lucrarea lui și așa mai departe. El și-ar dori să se vadă că este un duh autentic acolo. Pentru că au ieșit multe duhuri în lume. Mulți oameni au ieșit în lume. Și sunt duhuri peste tot. Zice, simt un duh. Este prezența duhului. Știi cum trebuie A cărui? Despre care duh vorbești? A, eu cred că este un duh. Într-adevăr, se întâmplă. Deci s-au întâmplat niște lucruri. Sunt total de acord că s-au întâmplat. Am simțit, zic oamenii. Eu cred că ai simțit, cred că s-au întâmplat lucruri. Cred că sunt. Cum explici? Mulți oameni mă întreabă, cum explici lucrul acesta? Eu te întreb cum îl explici tu când doctrina voastră este falsă. Cum îl explici tu când ai ieșit de acolo și ai trăit la fel. Cum îți explici tu că un om poate să facă lucrurile acelea și să trăiască în curvie sau să fie un bețiv sau să fie un drogat sau să nu aibă nicio mărturie creștină sau să nu aibă caracter. De ce mă pui pe mine să explic? Eu nu am nevoie să explic. Eu nu am nevoie să explic. Eu mă uit care este, la care este lucrarea Duhului Sfânt în Biblie și o analizez. De aceea vezi, oamenii au început să îngusteze semnele după care judecăm lucrarea Duhului Sfânt. Au început să le îngusteze. Asculte, este mai ușor de coborât foc din cer decât să-ți iubești soția. Pentru că tu, în natura ta, ești un egoist. Rău, egoist, arogant, mândru. Nu vrei să-ți recunoști greșelile, vrei să o folosești pe ea ca un obiect caznic, sexual, dacă e nevoie, pentru tine. Ăla este un miracol. Că a început să iubești ca Hristos, ăla este un miracol. Satana nu are cum să pervertească altceva. Nu? Așa ceva, nu are cum. În schimb, poate perverte o grămadă de alte lucruri o grămadă, o grămadă de alte lucruri. Și am dat doar un exemplu pentru că este foarte răspândit în vremurile în care noi trăim. Dar din nou, îndemnul meu pentru toți care ne ascultă este să ia Scriptura, să vadă uh, filtrele mari după care apostolii ne-au spus să-i judecăm pe oamenii aceștia și să le aplicăm. Și aplică filtrele alea fără niciun fel de problemă că nu ai cum să greșești. Din nou, dacă ai triajul despre care am vorbit mai înainte, în țări greșite, că sunt, eu cred că noi toți avem încredințări greșite. E erori și erezie ai făcut. Triajul ăsta, pe de o parte, după aceea te-ai dus și ai, ți -ai, ți ai luat din Biblie filtrele după care judeci impostorii, da? rătăciții, apostații și așa mai departe, și le aplici și verifici o lucrare, o misiune, o conferință, o biserică, un slujitor, un canal de YouTube, de ce nu? Pune, pune filtru acolo. Da, pune filtru. Și tragi concluzia că undeva este impostură religioasă, este de datoria ta. În cercul tău de influență, în tău de influență, să se sezezi lucrul respectiv. Este de datoria ta. Ce mi se pare mie că se întâmplă astăzi, este văd oameni care se sizează erori. Ei nu zic că sunt erezii, că știu să facă distinția. Dar cu atâta verbă și cu atâta patos, încât și se poartă de parcă acelea ar fi erezii că nu mai putem. Că sunt niște erori acolo care ar putea duce cândva la nu știu ce lucruri gra grave. Dar trec cu vederea lucrurile strigătoare la cer care sunt sub ochii noștri. Strigătoare la cer. Și atunci, pentru mine lucrurile sunt foarte simplu. Câte vreme Hristos nu mi-a spus că vreun păstor, că vreun slujitor, că vreun uh, uh, proprietar a unui canal de YouTube sau unei nu știu ce, la unei platforme de pe care poate vorbi. Nu mi-a spus că el are monopol asupra unei părți din trupul Domnului Isus Hristos. Cât timp n-a spus Hristos asta, am dreptul să mă pronunț. Nu, nu tuturor ne-a cerut Dumnezeu lucrul acesta să-l facem, dar avem dreptul să, să ne pronunțăm. Este necesar să ne pronunțăm. Și mai ales în vremea noastră este. Eu cred că cu cât trece timpul, cu atâta devine mai stringent, mai important de a face uh, lucrul acesta.